anul 1918, a fost o i-am invitat în această seară pe domnul Mircea Platon, redactor șef la revista Convorbiri Literare și scriitor, care cred că este cunoscut, de asemenea pe domnul Mihai Gheorghiu, director adjunct la Muzeul Țăran Român, profesor de istoria literaturii, despre care, pe care îl cunoașteți foarte bine, mai ales de la referendumul pentru familie, unde a fost în prim, pe baricade, cum se spune. Ne ridicăm din rostii rugăciunea la Părintele nostru și